astăzi o veste bună din capul locului. Noi avem totul de plin în Hristos. Și dacă îmi permiteți, am să și dezvolt un pic. În Roman 7 am resimțit împreună frustrarea pe care o aduce eșecul de a trăi o viață creștină biruitoare. Avem însă mai departe rețeta pentru victorie. Capitolul 8 din Romani este ca un avertizor pentru apa adâncă. Mulți îl consideră cel mai important capitol din Biblie. Într-adevăr, parcă în nicio altă parte nu ni se descriu mai clar, mai profund, speranța și îndurările minunate pe care le găsim în dragostea lui Dumnezeu sau în lucrarea benefică și deplină a Trinității Dumnezeirii în și pentru noi. Toate aceste adevăruri și realități la oaltă ne conferă un sentiment intens de siguranță și ocazia de a trăi viața pe care a intenționat-o de la bun început Dumnezeu pentru noi. Ar trebui ca studiind asemenea pasaje biblice cutremurătoare să stăm precum Moise în preajma tufișului arzând ca un rug, descoperiți și cu picioarele goale și la propriu și la figurat, recunoscându-ne incapabil să cuprindem pe deplin ori să recunoaștem adâncimea și gloria măreață ale acestor descoperiri. Roman capitolul 8 promite putere credincioșilor epuizați și frustrați care se comportă ca niște învinși. Cum? Convingându-i că nu e vorba despre nimic altceva decât lucrarea efectivă și deplină a Duhului Sfânt în noi. O viață care să-L mulțumească pe Dumnezeu nu poate fi trăită decât prin puterea Lui. Sarcina Duhului Sfânt este să ne izbăvească de faliment și dezamăgire și să ne restaureze. În trecut, ceea ce ne controla era păcatul, chiar și creștin fiind, sau crezând că suntem. Iar consecința majoră era întreruperea legăturii noastre cu Dumnezeu. Doar o putere superioară și o autoritate supremă ne puteau repune în părtășie cu Dumnezeu. Și asta a făcut și face Duhul Sfânt, care este sursa de viață nouă și care ne conectează cu Iisus Hristos cel viu. El ne eliberează și ne menține liberi de apăsarea și controlul păcatului, precum și de puterea morții. Relația noastră cu Dumnezeu este în continuă dezvoltare datorită Duhului Sfânt, care locuiește în noi. El ne oferă o viață îmbelșugată, precum și controlul și exercitarea deplină a darurilor și abilităților pe care ni le-a atribuit Dumnezeu. Așa de mulți dintre cei care cred că trăiesc în zilele noastre nu fac altceva decât să experimenteze un substitut ieftin și nesatisfăcător al vieții pe care Domnul intenționase să le asigure. Doar să sperăm la nesfârșit la mai bine nu face decât să ne adâncească în confuzie și frustrare. Dacă ești în Hristos, ai în tine Duhul lui Dumnezeu și doar atunci când El te umple și te conduce poți să ajungi la standardul de trăire despre care citești în Cuvântul lui Dumnezeu. Încetează să te mai bazezi pe tine însuți. Încredințează-te mai bine Duhului lui Dumnezeu. Vei constata că doar așa vei ajunge, în virtutea noii tale naturi, să trăiești cu și pentru Dumnezeu. Și asta de azi, de acum chiar. Dacă ești descurajat, asta înseamnă că nu crezi și nu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu. El are un plan cu tine și o multitudine de binecuvântări pentru tine. Mă opresc aici, dar vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare.